Bună seara, dragii mei, și bun găsit, sunt Simina Cota. Copilul, zâmbetul, inocența, drumul nostru spre viitor. Totul se află, poate prea mult spus, în mâinile și în privirea copilului nostru. Pentru el, ce putem face decât să sperăm, dar nu doar atât. Putem da o mână de ajutor. Sunt o echipă de oameni inimoși. Totul a plecat de la un vis, de la o dorință, dar prin contribuția fiecăruia dintre noi, printr-un suflet deschis și printr-o dorință de a dărui, orice vis poate prinde aripi și se poate transforma în realitate. Înființarea primului centru medical independent din România de oncologie și hematologie pediatrică. Vă spun doar atât. Mai multe despre acest subiect vă vor spune în această seară invitatele mele, Monica Moldovan, coordonator proiect în Târgu Mureș. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag, și Laura Cioca, membră Mureș Runners. Bună seara, bine ai venit, Laura. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu drag, este un subiect delicat, tocmai le spuneam celor de acasă. În momentul în care spunem copilul, dar copilul despre care vorbim, avem o speranță în spre viitor, dar boala de care se lovește ne împiedică și îl împiedică să privească mai departe de un anumit zid. Așa că, exact cum am spus, un vis poate fi transformat în realitate. Visul se numește înființarea primului centru medical pentru copii. Așa este. Monica, de unde a plecat acest vis? Care a fost punctul de plecare? Unde s-a produs scânteia? Așadar, acum, în aprilie 2015, se împlinesc 2 ani de când a demarat acest proiect, Alerg pentru Spitalul Copilului, deoarece așa se numește acest proiect. Inițiatorul proiectului este Alex Zamfir. Este voluntar, membru fondator și responsabil PR la această asociație. Pe noi ne-a unit aceeași pasiune, pe noi voluntarii din 12 orașe din România și pe inițiatorul proiectului, și această pasiune este alergarea. Alergând, se îmbină utilul cu plăcutul, așa? Absolut, da. Iar în 2014 a primit un telefon de la o mamă disperată prin care îi se cerea ajutorul. Ajutorul însemnând diferența până la 70.000 de euro, a 120.000 de lei, atâta mai trebuiau strângi ca acel copil Tudor, pe numele lui, să poată pleca în străinătate la tratament în Turcia. Am înțeles. Totul a plecat de la un caz real. Da, de la un caz real, de la o durere. O durere. Unde este acest caz în momentul de față? Știi ceva despre acel copil Tudor? Ce s-a întâmplat cu el? Da, în 3 săptămâni oamenii s-au mobilizat așa de frumos, s-au strâns nu 120.000 de lei, ci 135.000 de lei. Copilul trăiește, s-a vindecat în zilele de astăzi. Deci astăzi are cam 5-6 ani, dacă nu mă înșel. Este un caz fericit. Da, cu siguranță, cu siguranță este un caz fericit, da. Și asta era, și întrebam așa un pic, știi, cu, nu eram foarte sigură de răspunsul tău. Acesta a fost un caz fericit, da, dar înainte a mai fost un caz nefericit, din păcate a murit acel copil. Ei, dar este o echipă, o echipă de care ne va vorbi și Laura în această seară, membră Asociația Mureș Runners. Despre ce este vorba? Spune-ne ce să știm despre această asociație. Mai mult, cei de acasă trebuie să intre, cred că așa, în miezul problemei. Cu ce se ocupă această asociație, Laura? Suntem o asociație sportivă, non-profit, care... Și practic suntem o mână de oameni foarte frumoși, alergători, fiecare cu familia lui, cu jobul lui, și care în timpul liber ne place foarte mult să alergăm. Ideea de asociație a pornit de la faptul că fiecare dintre noi alergam. Ne întâlneam la foarte multe competiții, ne întâlneam la platou, la alergat, și în ideea de a face o asociație, de a fi împreună, practic, în ideea de a fi împreună, pentru că suntem uniți de pasiunea aceasta, s-a înființat această asociație, Mureș Runners, înființată recent, în 2016. Pasiunea pentru alergat, pe mine mă duce gândul acum când te ascult la comoditatea din zilele noastre în fața calculatorului, a televizorului, a laptopului, și a alerga, a transpira, a, știu eu, ajungând în situația în care nu mai poți să-ți tragi sufletul. Despre ce vorbim? Ce pasiune? Care este pasiunea? Deci pasiunea, deci alergatul în sine este o pasiune. Eu am început să alerg acum 3 ani și înainte nu alergasem absolut deloc, și am început să alerg din dorință
dorința, deci din dorința de a face mișcare, dar nu într-o sală de sport, undeva în aer liber. Este altceva. Deci este cu totul altceva. Și la început n-am putut să alerg nici măcar 500 de metri. După care, în timp, ok, astăzi pot mai mult, mâine mai mult, am ajuns la o primă competiție în vreo 2 sau 3 luni și când ajungi la o competiție, dar o competiție în care am alergat 5 km, deci nu mai mult, și când ai ajuns acolo și simți energia participanților, energia celor din jur care te înconjoară, devine așa ca un mic drog. Ok, am putut, vreau mai mult. Și legat de alergat, deci alergatul în sine este mișcare și te ajută pe tine și pe mine, cel puțin m-a ajutat și m-a schimbat extraordinar de mult și mare realizat și m-a definit ca și persoană, ca și om, pentru că alergatul în sine pe lângă sport te face să te descoperi pe tine și este un sport care, deci ești numai tu cu tine, adică nimeni nu poate să alerge pentru tine, tot ceea ce faci tu, faci numai pentru tine, eu alerg pentru mine, în timp ce alergi, pe lângă faptul că faci mișcare, îți o groază de gânduri, ți le pui în ordine. Deci e absolut minunat și îți deschide noi căi spre a medita. Practic, tu îți demonstrezi că poți mai mult și atunci te gândești, ok, astăzi, și să zic partea cu alergatul și cu calculatorul. Zim că mă convingi. Cel mai greu pas se spune că e dimineața când te ridici din pași și îți propui să alergi. Pentru că în momentul în care ajungi într-o comunitate, la platou sau oriunde vrei tu să alergi și vezi oameni care îți împărtășesc aceeași pasiune și e natura și ești tu care după aceea capeți o energie debordantă că wow, am alergat astăzi, este incredibil. Pentru că, repet, fiecare dintre noi avem o familie, da? Dimineața, alergatul îl faci pentru tine. Deci dimineața te trezești, alergi și lucrurile îl faci pentru tine și lucrul ăsta îți dă energie, ok, în continuare pot să mă împart și pot să fac toată ziua pentru oricine. Pentru job, pentru toată lumea să tragă de mine, dar sunt împăcată că în ziua respectivă am făcut un lucru pentru mine, alergatul. Alergatul și e o pasiune și odată ce te apuci de alergat nu te mai poți lăsa de el. Extraordinar de convingătoare, serios. Pentru că acum stau și mă gândesc când spun mergem să alergăm, ce să mai alergăm după? Eu nu alerg destul de la cratiță la copii, de la copii la serviciu, de la serviciu la celălalt serviciu, despre ce ok, alerga? Dar nimic nu faci pentru tine. Alergând faci un lucru pentru tine, îți demonstrezi că poți să faci, te recrezi, să nu mai pomenim despre sport, despre alergatul ca și sport în sine, despre mișcare, despre absolut ce vrei tu, despre modul cum te modelează pe tine ca și fizic, despre... Deci alergatul odată este sport, este o oportunitate de a cunoaște oameni minunați, pentru că toți alergătorii au o poveste în spate și sunt niște oameni absolut incredibili și să nu crezi că le e ușor. Nu, că fiecare are în spate o poveste, o greutate. Astăzi mă doare ceva, mâine altceva și dacă ar fi să găsim motive să nu alergăm, fiecare ar putea să găsească un motiv. Astăzi nu mă duc pentru că am de făcut X. Okay. Ora 6 nu este un motiv să nu alerg dimineața? Nu? Nu? Bine, mulțumesc. Am încercat și nu este motiv nici faptul că plouă afară sau că este frig afară. Nu este un motiv că astăzi am nuntă, că am un botez, că am nimic. Dacă vrei să alergi, poți. Da. Deci alergatul este mișcare, este o oportunitate de a cunoaște oameni, îți dă energie și mai mult te organizează pe tine ca și persoană. Devii un om mult mai organizat. Pentru că faptul nu există că nu ai timp. Ai dreptate. Doar că nu știi să te organizezi. Nu neapărat că nu știi. Nu, scuză-mă, nu că nu știi. Adică nu vrei, nu-ți dorești. Ne-am venit ajutor. Deci pentru că întotdeauna dacă vrei să faci ceva, cu adevărat îți găsești timp. Da? Deci asta vreau să spun. Uite, nu-mi caut nicio scuză. Eu zic așa, eu nu știam să mă organizez și ziceam, ok, nu am timp. Nu e adevărat, nu există termen nu ai timp. Și nu există motivul că nu fac, că nu am timp sau nu fac. Ok, dacă vrei să faci ceva, găsești totul să te motivezi. Dacă nu vrei, găsești motive să zici, ok, nu pot. Ai dreptate. Monica, eu acum vreau să spun, dar de fapt și eu alerg. Și eu alerg. Bine, probabil nu atât de mult, dar alerg și eu. Nu caut niciun motiv. Mă scuzați, nu mai știu ce să întreb. Acum o întreb pe Monica. Acest spital... la acest vis, pentru că îi spun vis până în momentul în care văd eu că prinde contur. Categoric. Cât este de greu? Pentru că ne raportăm la o sumă. Suma s-a făcut un calcul estimativ oarecum. Da, 80 de milioane. S-a făcut un test, un calcul matematic. Da. Am avea nevoie de 80 de milioane de lei. Bani ce pot fi strânși în 3 ani de zile dacă fiecare cetățean al țării ar dona un leu la 3 luni sau odată la 9 luni 4 lei. Chiar la asta mă gândeam. Cât de simplu este, spui 80 de milioane, dar de fapt
este atât de simplu. Un leu. Un leu al meu, un leu al tău, un leu al tău și da, fiecare leu spus unul lângă celălalt s-ar strânge suma respectivă. Până în prezent s-au strâns aproximativ 600.000 de lei. Este o sumă mică în comparativ cu nevoile proiectului. Însă nu este atât de mică când ne gândim cum au fost strânși acești bani. Din vorbă în vorbă, din om în om, din leu în leu, că aceasta este și deviza proiectului. Om cu om și leu cu leu vom construi spitalul copiilor. Nu vă puteți bucura de, sau încă, să spun așa, încă nu vă puteți bucura de sprijin, pentru că acesta este adevărul, dragii mei, vă bazați doar pe ceea ce înseamnă suflet, pe ceea ce înseamnă o contribuție din mediul privat, nu vă bazați pe sprijinul statului. Noi ne bazăm pe, deja, acest spital, spitalul copiilor, îl construim noi toți, cetățenii, persoane fizice, juridice, private, străine sau din România, prin fonduri europene, dar ne implicând statul român. Pentru că știm cu toții, statul român are alte priorități, știm cu toții la ce nivel este educația și învățământul în România și atunci ne-am gândit, este un proiect... Îndrăzneți. Exact. Da, îndrăzneți, dar acest proiect va fi realizabil pentru că suntem un grup de oameni nu foarte nebuni, dar o ambiție... Cu o nebunie frumoasă. O nebunie frumoasă, zicem noi. Da. E adevărat, pentru că acesta este adevărul, să demarezi un astfel de proiect, exact cum spui tu, cu o nebunie frumoasă. Îți trebuie, cred că, în primul rând, optimismul și încrederea o să fie. Deci va fi. E un vis care, la prima vedere... Vedem doar obstacole în față, clar, dar așa, cu pași mici, dar sigur se va realiza. Cum percep oamenii, comunitatea, cetățenii, toți cei care participă, cum se implică, cum gustă acest proiect? Eu sunt fericită să văd oamenii cum se mobilizează la fiecare ediție. Lună de lună suntem parcă tot mai mulți. Și asta îmi place să spun, fericirea nu este un fapt. Este rezultatul, nu este ceva... palpabil. Exact. Este rezultatul faptelor noastre. Și la sfârșitul zilei, sau la sfârșitul vieții, să spunem așa, când dai timp înapoi și spui ce am făcut în viața asta, am făcut și eu ceva, am lăsat în urma mea ceva palpabil, și atunci fiecare cetățean poate să spună, uite mai și eu cu un leu am contribuit, am pus o cărămidă la construirea acestui spital. E adevărat. Ce ați avea nevoie acum? Se strâng banii pentru achiziționarea terenului. Suntem tot mai aproape pentru achiziționarea terenului. Acest spital se va construi la periferia Bucureștiului, deci în România, în mod categoric. La periferia Bucureștiului, undeva unde se poate fi împădurit, să fie locul în care intri să te vindeci. Nu așa cum arată spitalele din țară. Din țară, unde intri cu o boală și ieși cu mai multe. Absolut. Da. Din păcate, îmi pare rău să spun, cam acesta este adevărul. Intri, te doare ceva și când ieși nu mai știi ce te doare. Dar e nevoie de fonduri. Aveți nevoie de sprijin. Este o colaborare între echipa voastră și... Totuși, zic, instituții, ONG-uri, sunteți mediatizați în ceea ce faceți? În prezent căutăm un trust media, nu am găsit, dar suntem pe căi de colaborare și suntem, avem ceva oportunități și, speranțe. Da. Sperați să vedeți luminița de la capătul tunelului. Deocamdată ne bazăm pe oameni. Așa cum v-am spus, pe fonduri europene reambursabile, pe persoane fizice și juridice, pe sponsorizări, pe donații. Spunea Laura despre alergat. Da. Astăzi suntem aici, dar mâine unde vom fi? Vom fi împreună cu toată echipa, dacă tot spunea de... Nu ora 6. Acum râdem și glumim. Nu. Hai să vedem ce se desfășoară mâine. Da, mâine va fi tot așa un eveniment în scop umanitar, tot alergăm pentru Spitalul Copiilor. Este un eveniment în care îmbinăm alergarea, mișcarea și alimentația sănătoasă. Adică la ora 16:30 suntem invitați cu toții la Grill Bridge, unde șef găzdac Sergiu va găti împreună cu copiii mâncare sănătoasă, mâncare vegană, în timp ce noi, alergătorii, vom face 8 km până la Vatsman și retur. Și asta la ora? Unde vă întâlniți? Exact? La ora 16:30, exact la Grill Bridge. Da. Acolo este punctul de plecare și, ce să zic, Doamne ajută să fie, nu să fie soare, să fie frumos.
afară, încât să fie o zi splendidă. Dar pentru... nici pe aia nu trebuie să ne sperie. Dar nu cred, dar eu cred că nu vă sperie nimic. Nu. Eu spun așa, pentru că dacă eu spun, mă gândesc așa va fi. Dar indiferent că va ploua sau va fi soare, ceea ce aveți de făcut, sunt convinsă că veți face, indiferent cum vor sta lucrurile în aer, în atmosferă. Pentru că sunt, da, o simțim, o facem cu sufletul și am simțit de când sunt implicată în acest proiect ca și voluntară, am simțit că poți alunga monotonia din viața ta cu bucuria și sentimentul de a-ți ajuta semenii. Și cu cât dăruiești mai multă bucurie, cu atât mai multă bucurie intră în viața ta și este absolut extraordinar. Cineva îmi spunea la un moment dat că nu ar exista starea de bine, fericirea omului. Cum să explicăm că, de fapt, fericirea e ceva care, exact cum ai spus, nu-i palpabil? Nu e palpabil, vine din acțiunile noastre, din faptele noastre. De multe ori, dăruind, ai zâmbetul pe buze decât atunci când primești. Vreau să-ți spun, acum câteva luni, o tanti m-a abordat, era de la țară, avea nevoie de 10 lei, mi-a arătat și o plăsuță cu medicamente, îi mai trebuiau 10 lei să-și achiziționeze medicamentele respective pe rețetă medicală. Bineînțeles că i-am dat acei 10 lei, însă am dus, am întrebat-o, tanti, ai mâncat astăzi? Și a zis nu. I-am dorit și o masă caldă. Și am fost atât de bucuroasă că i-am făcut o bucurie acelei femei, că nici nu se poate explica în cuvinte. Și mai pot spune oamenilor că puteți ajuta și altfel, puteți dona sânge, puteți planta un copac ca să faceți o faptă bună. Da, deci nu totul se rezumă la... Astăzi suntem aici pentru Spitalul Copiilor, dar o faptă bună înseamnă ceva care nu are limite. Exact. Unde vroiam eu să ajung, dar cred că aș lua o scurtă pauză de publicitate, pentru că pe urmă mă întorc la Laura, care ne-a convins în prima parte a emisiunii, dragii noștri, cât de importantă este mișcarea și cât de nesemnificative sunt motivele noastre. Revenim, doamnelor, după publicitate. Hotelul Alessia este localizat în Corunca, județul Mureș, șoseaua Sighișoarei numărul 397B. Un hotel-restaurant încântător, familial, unde tehnologia și designul modern se împletesc pentru a realiza lucruri deosebite, sofisticate, previn să întâmpine musafirii cu tot ceea ce se poate aștepta de la un hotel de talia sa. Hotel Alessia. Alerg pentru Spitalul Copiilor. Când spun copil, inevitabil zâmbetul mă apare pe buze și o liniște în suflet și în același timp, dragii mei, Doamne ajută ca zâmbetul pe buze să fie
cât mai repede. Deci un zâmbet larg în care să spunem da, s-a concretizat tot ceea ce ne-am dorit, pentru că atunci când vorbim de acest spital, doamnelor și domnilor, vorbim despre 50 de paturi, două săli de operație, echipamentul necesar pentru absolut tot ce înseamnă tratarea unor boli, boli ale copiilor noștri. Și cât de greu sau cât de ușor, adevărul este că totul este foarte greu în momentul în care nu avem susținere. Dar încă o dată eu cred în spiritul civic, cred în altruismul oamenilor, cred în sufletul lor deschis și, exact cum spunea și Monica la început, e un leu. Hai să nu fie un leu, să fie 5, să fie 10, dar nu este o avere. Nu este nimic. Cred că în pușculița copilului de acasă există așa, acel leu, pentru că am văzut pe parcursul desfășurării evenimentului, pentru că nu-i prima dată când se aleargă mâine, acei copii care au venit cu pușculița de acasă. Da, este absolut impresionant. Chiar și la evenimentul de sâmbătă din 1 aprilie a venit o fetiță, Ioana, dacă nu mă înșel, de 6 ani, care și-a golit pușculița și a adus toate monedele ei. Și era așa de încântată, ea, copil sănătos, ajutând copiii bolnavi. Da, copiii sunt foarte sensibili la tot ce înseamnă... Am demarat acțiuni chiar și în școli, cu atât drag dăruiesc copiii. În școli am pus urne în diverse locații, magazine. Avem o asociație, o urnă gigant, se numește Donezometru. E mai înaltă decât mine, are 1,80 m. Deci este timp ca să se umple. Și se mobilizează tare frumos oamenii. E nevoie, a zis că ați făcut un pas și spre școli și spre tot ce înseamnă comunitate în jurul nostru. E nevoie de mai mult? Crezi că echipa are suficienți oameni sau oricine este binevenit, orice voluntar este binevenit? Absolut, este binevenit orice om care se implică, orice voluntar. Căutăm și în orașele apropiate voluntari. Vorbeai de 12 orașe implicate până în momentul de față. Da. Și cred că este loc de mai mult. Absolut. Și cum vezi că se învârt lucrurile? Speri într-o colaborare mai amplă? Noi ne așteptăm ca să găsim cât mai mulți voluntari. Fiecare în orașul lui nu este complicat să desfășoare un astfel de eveniment. Chiar dacă vin 5-6 persoane la prima ediție, apoi din vorbă în vorbă, din om în om, din leu în leu, se vor aduna mai mulți. Pentru că așa am început și eu. Eu țin să-i mulțumesc de fiecare dată și pe această cale predecesoarei mele, Monica Miu, care a avut încredere în mine și m-a recomandat colegilor de la asociație că voi face o faptă bună și o treabă bună și iată că... Că așa este exact cum și-a dorit. Da. În momentul în care vorbești de tine, ai emoții, pentru că trebuie să spui despre... Dar nu este ușor să vorbesc de mine. Da, sunt convinsă, sunt convinsă. Și ne dorim ca să alungăm durerea cu zâmbete, construind și acest spital al copiilor. E adevărat. Și nu este nicio limită de vârstă. Nu sunt condiții. Deci poate să participe oricine. Și alerg pentru spitalul copiilor este așa oarecum... Te sensibilizează. Te sensibilizează și... E altceva. În momentul în care spui copil, emoțiile oricum te încearcă. Te încearcă și nu ai... Mergem puțin, Laura. Da. Monica va alerga mâine. Nu știu dacă oricum trece repede timpul. Monica, mâine, la ora încă o dată. Mâine la ora 16:30, vă așteptăm cu micul mare, la o alergare simbolică. Părinții pot alerga până la Vațman. Copiii vor fi în preajma șefului găzdac Sergiu. Ne vor găti preparate vegane, vegetariene. Exact. Iar noi vom degusta la întoarcerea noastră din alergare. Iar punctul de întâlnire este la ieșire din oraș spre Sighișoara, la Grill Bridge. Deci la 16:30, unde vom dona tot așa minim un leu și câteva monede, restul primit de la magazin îl vom dona în urnă. Doamne ajută să fie o zi cât mai bună și când spun bună, la final să vă văd zâmbetul pe buze. Așa. Laura, de ce să participăm la Mureș Half Marathon? Exact. De ce să participăm la Mureș? În primul rând să alergăm. Deci dacă Monica vă așteaptă mâine, noi Mureș Runners și Mureș Half Marathon vă așteptăm în 7 mai în Piața Teatrului la un semi-maraton organizat pentru orașul nostru. Avem slogan Descoperă Târgu Mureșul în alergare. Ne dorim, deci este primul semi-maraton organizat, prima ediție a semi-maratonului Târgu Mureș, organizat de către Asociația Mureș Runners și ne dorim să fie un eveniment
un eveniment care să implice un număr mare de alergători, dar care să implice și Târgu Mureșul. Orice oraș important, atât din România cât și de afară, are o competiție sportivă cu care să se mândrească. Ei bine, noi ne dorim ca Mureș Half Marathon să devină o sărbătoare a orașului Târgu Mureș. Adică, Târgu Mureșinii când aud că, ok, se apropie luna mai, să știe... Ce avem așteaptă? Mureș Half Marathon, vin alergători, vin oaspeți de seamă, da. E o sărbătoare a orașului. E, dar aveți și probe, pentru că văd că nu totul se desfășoară, doar alergăm. Da. Una și pentru tine, exact. Simina. Una și pentru mine? Minim un kilometru. Așa. Ce vrei să spui? Eu ai impresia că nu poți să alergi 500 de metri. Da. Da, scuze. Minim un kilometru. În cadrul competiției sunt curse pentru toată lumea, da? Începând de la cursa copiilor și cursa adolescenților, cursa copiilor Herlitz și cursa adolescenților Herlitz, până la semimaratonul de 21 de kilometri, ștafetă de 21 de kilometri însemnând echipe de către 4 alergători, o persoană aleargă 5 km și cursa de 10 km. Bine, dar aici vorbim în momentul în care mie îmi spui kilometri, kilometri, așa mai departe, vorbim despre adevărat sportiv cu experiență. Deci, nu, vorbim despre adevărați alergători cu experiență, dar vorbim de toată lumea. De toată lumea. Dacă îți dorești ca Mureș Half Marathon să fie primul tău semi-maraton alergat, ai toate motivele să o faci. Ai toate motivele și poți. Poate toată lumea. Sunt probă pentru toată lumea, pentru toate gusturile, pentru toți alergătorii. Mă scuz, și Laura, nu trebuie să fii... Vom inversa rolul atunci. Va fi invitata noastră, Simina. Exact. Vei fi invitata noastră la Mureș Half Marathon. Cu mare drag. Exact. Vă mulțumesc. Dar nu înțeleg de ce zâmbiți. Pentru că vom fi onorate să te avem invitată. Cu drag. Și știm că poți. Da, exact. Bineînțeles. Acum, nu știu de, eu cred că am pozat la început în victimă. Ce dacă atât de mult aș vrea să vă întreb, am pozat în victimă doamnele alături de mine, mi se pare că mă pun un pic așa în umbră. Uite, voi face tot posibilul să fiu prezentă la maraton. E o provocare și tot ce înseamnă provocare pentru mine e așa ceva. S-a notat. Mulțumesc. Da, deci am scăpat, am zis-o, acum trebuie să fiu acolo. Normal. Știi că cel mai important lucru când îți propui ceva e să îl spui cu voce tare și în fața cuiva, că atunci ți-l asumi. Și nu mai există cale de întoarcere, da? Dar n-aș putea să lipsesc sincer acum peste toate glumele noastre, pentru că încercăm să fie o discuție cât mai degajată. De fapt, este o atmosferă frumoasă. Sunt Laura și Monica, două tinere care își propun și nu doar că își propun, vă realizați ceea ce vă propuneți și nu știu dacă cineva ar fi în măsură să refuze o astfel de invitație, atât la alergat în momentul în care vorbim de sănătate, exact, și o lăsăm foarte bine, nu pe locul 2, 3, 4, 5, sau când vorbim despre Spitalul Copiilor, un, nu știu, mi se pare... Chiar nu pot să cred că există cineva care ar spune, bine, nu pot să vin să alerg, dar leul pot să-l donez pentru acest spital. Au fost asemenea cazuri în care au zis, exact cum spui și tu, nu pot să alerg, dar îți trimit bănuții mei, donez și eu. Și dacă noi și copiii noștri suntem sănătoși, asta nu înseamnă că alții nu sunt în suferință. Exact. Studiile arată că 500 de copii sunt diagnosticați cu cancer anual, dintre care jumătate pierd bătălia cu cancerul în 2-3 ani și se sting. Da, și știi ce avem noi, cred că obiceiul să spunem, mie nu mi se poate întâmpla. Sau ne uităm de multe ori la cazuri la televizor sau o vedem în presă, cazuri în care spune, Doamne ferește, bine ca meu, da, dar astăzi nu, dar mâine nu știi ce te așteaptă. Și nu putem rămâne indiferenți și trebuie să fim solitari, nu solidari. Exact. Și să ne ajutăm semenii. Și asta e cea mai mare bucurie și satisfacție, când poți să ajuți pe celălalt. Niciodată nu știi când așa fi în cazul lor, în situația lor. Laura, care sunt, pe lângă optimismul de care spui că trebuie să-l stăpânească, să spun așa, nu să-l aibă în buzunar, să-l stăpânească fiecare persoană, felul în care se conturează o personalitate, o stare de bine a celui care aleargă, care mai sunt beneficiile în afară de sănătate? Pentru că orice participant sau vin beneficiile, hai să vorbim despre beneficii sau oportunități pentru comunitate. Pentru că faceți toate aceste activități cu un scop anume, nu? Da, deci Mureș Half Marathon se dorește a fi o sărbătoare a noastră a tuturor, da? Odată noi că alergăm și ne dorim să avem un număr mare de participanți tocmai pentru a
căpăta o tradiție și ne dorim, în primul rând, deci logo-ul nostru este să descoperi Târgu Mureșul prin alergare, să promovăm orașul, avem un site foarte frumos, unde este foarte bine definit Târgu Mureșul ca și oraș, cu obiectivele lui turistice. Invitând alți alergători, practic, noi dorim să promovăm orașul, turiști, alergători, să facem din acest din această competiție sportivă o modalitate și de un mini city break, da? Să aducem Târgu Mureșul în fața tuturor alergătorilor. Pentru că, sincer să fii, dacă mergi undeva să alergi un semimaraton, îți mai petreci încă o zi în localitatea respectivă și Târgu Mureșul este un oraș foarte frumos care merită să fie promovat. Vorbim despre o premieră? Nu aș spune premieră, aș spune, suntem modești, dar ne dorim să iasă un lucru extraordinar. Pentru că, așa cum ți-am zis, în toate orașele mari, de exemplu, tot orașul iasă afară, te aplaudă, te încurajează și este absolut, nu poți să-ți dai seama câtă energie și câtă viață prinde un oraș. Și eu zic că orice manifestare, orice târg, de orice fel, care aduce orașul în prim plan și aduce o stare de bucurie oamenilor, este binevenit. Pentru că noi tot asta ne reproșăm românii, că noi suntem mai încrâncenați decât ceilalți. Dar de fapt nu suntem. Trebuie să avem motive. Și orice motiv de a te bucura este binevenit. De a te bucura alergând, de a te bucura sprijinind pe celălalt care alergă, de a face, căutăm inclusiv voluntari. Ce înseamnă voluntari? De a aplauda de pe margine până de a da un pahar. Prima. De a da un pahar de apă celui care alergă. Deci, căutăm voluntari, de exemplu, ne dorim foarte mult să fie foarte multe formații pe traseu care să cânte, să-ți transmită o energie când ți-e mai greu, ok, să auzi pe cineva care te încurajează. Deci, e incredibil. Deci orice care ți aduce, că vorbeam despre fericire, despre starea de bine, da. Ce am conștientizat eu de când alerg, că fericirea vine din lucruri mănunte. Știu că sună așa foarte general, dar, nu este așa, știi? Și vorbind de copii, când alergi, de exemplu, eu alerg la competiții și am fost și sâmbătă trecută și săptămâna trecută la semimaratoane montane, unde într-unele momente m-am trezit în fiecare noapte la 5 dimineața, seara mă culc vineri ruptă de oboseală, sâmbătă de 2 săptămâni la 5 dimineața mă trezesc. M-am dus la Iud, m-am dus la Brașov, alergi 21 de kilometri. La un moment dat, alergând, zici, mamă, dar de ce n-am putut eu să stau astăzi acasă uitându-mă la televizor la ora asta? Cine m-a pus să vin aici? Și pe urmă, brusc, soare, o pasăre și te-a pus să zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătoasă, da, și că pot să fac lucrul ăsta, pentru că cât dintre noi suferim de... Vezi că și o simplă răceală te pune la pământ și parcă nu mai ești tu și nimic nu mai contează în jurul tău pentru că ești doar răcit. Dar rămite, Doamne ferește, să ai vreo altă boală. Și atunci nu e păcat, fiind sănătos, să faci lucruri și mai ales să-ți placă, pentru că revenind la alergat, dacă nu-ți place, nu ai nicio șansă. Adică o faci prima dată, o faci a doua oară, dar a treia oară, dacă nu-ți place, nu o faci. Și ok, important este să ai o pasiune. Eu asta am descoperit. Să ai o pasiune care să te definească. Că e cusut goblen, că e orice, dar să ai o pasiune. Dacă nu-ți place, asta e perfect, faci altceva. Nu, că-mi place, acum am zis. Prima dată vin și alerg, pe urmă dacă merg cu paharul cu apă sau cânt. Bine, dacă încep să cânt și pleacă tot. Dragile mele, exact cum spuneam acum la începutul emisiunii, o oră cred că nu ne-ar fi fost de ajuns să scoatem în evidență pasiunea voastră, dorința de a face bine a echipei pe care o reprezentați. Nu pot decât să vă mulțumesc și să mai punctăm o dată mâine. Mâine, la ora 16:30, vă așteptăm exact. Cu micul mare, să alergăm simbolic și apoi să degustăm simbolic pentru Spitalul Copiilor și apoi să degustăm din preparatele copiilor care ne vor găti sănătos împreună cu șef gazdac Sergiu. Da, și pe lângă aceasta avem nevoie de un leu, spunem simbolic. Simbolic, eveniment care se desfășoară în prima sâmbătă a fiecărei luni. Următoarea ediție va fi în 6 mai, iar apoi în 7 mai alergăm toți la half maraton. Da. Iar în 7 mai, noi, Mureș Runners, vă așteptăm la Mureș Half Marathon, o sărbătoare a orașului. Descoperă Târgu Mureșul în alergare. Mulțumim! Și noi mulțumim! Nu pot să spun 6-7. Ar fi pentru mine foarte mult. Vă mulțumesc din suflet, să aveți sănătate, mulțumim o echipă și pe care mulțumim vă puteți baza. Doamne ajută ca tot ce vă doriți să prindă contur, să se transforme în fapte. Și ce înseamnă activitatea ta, Laura și Monica, spitalul, să-l vedem o dată pentru copii, cu cât trece timpul, cu atât să-l vedem pus acolo unde ne dorim fiecare. Doamne ajută! Mulțumesc! Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă aștept mâine seară, până atunci să aveți sănătate multă și nu uitați să aveți parte în viață doar de bine și adevăr.